În arhiva lui Aurel Cioran se află un manuscris de 110 pagini, format mare, acoperite cu un scris în cerneală neagră, lipsit de orice pedanterie, cu ștersături, reveniri, intercalări, trimiteri. De-a lungul unei pagini, litera își schimbă de mai multe ori dimensiunea și când a plecat spre dreapta, când îndreptându-se iar, alternând asceza distantă cu o cordialitate șleampătă și copilăroasă, ea pare că năzuiește neîncetat spre o formă de echilibru care se refuză, tot mai categoric, cu fiecare pagină. Textul dobândește de aceea o mobilitate neliniștitoare, căci fiecare cuvânt și fiecare paragraf a răsărit sub altă zodie și s-a supus unui alt ritm de creștere. Întregul se naște prin acumulări de nesfârșite indecizii, prin consimțire la starea de insurecție grafică. Hârtia pare că a fost cotropită de o armată fără identitate, care s-a lățit peste un spațiu lipsit de determinări. Poate că niciodată ea nu a fost mai crunt invadată, niciodată galopul literelor nu a fost atât de dămvalnic, de dezmățat, de superb orgolios. Din când în când, câte o cifră arogantă și necioplită marchează în mijlocul paginii oprirea vremelnică a acestui iureș în pustie, haltă retrospectivă în vederea viitoarei dezlănțuiri. 56 de capitole, 56 de asemenea opriri grăbite pe un drum fără destinație precisă, fără hartă și fără plan de atac. Pe pagina 111, un 2, scrijelat mare cu penița, promisiunea celei de-a doua părți a unei invazii a hârtiei ce n-a mai avut loc niciodată. Această halucinantă mărturie grafică a insolației gândirii poartă pe pagina de gardă, savant zdrențuită de timp, titlul, tăiat apoi cu o linie subțiată firesc, pe măsură ce penița își împuțina cerneala, breviar pătimaș, iar peste el, oblic și definitiv, îndreptar pătimaș. În colțul din stânga, 12 martie 1940. Aceasta va fi ultima carte, a șasea, scrisă de Cioran în limba română. Varianta definitivă, rămasă inedită, este încheiată în 1945. Doamne, ce ați făcut în timpul războiului aici? Pentru că încă nu începuse să scrieți în limba franceză. Nu, eu am scris românește. Ați scris până în 45 în românește. Și eu am aprofundat limba românească. Și n-aveam cărți, am citit toate cărțile de la biserică, care nu erau extraordinare. Tot ce se poate imagina, înțelegi? Mineri. Da, tot. M-am specializat în limba română, știi? Și am rupt cu limba românească și de la o zi la alta. Deci, momentul în care am rupt, realmente, este... Eram la, lângă Diep, la mare, într-un sat și... Vreau să... Să duceați mă la armez. Așa. Și de un cum am auzit viziunea asta, vede, ce sens ai? Eu nu o să mă întorc în România, a terminat. Limba românească nu mai se vește la nimic. Și am rupt în două ori, s-a terminat. A fost o reacțiune violentă și zic că... Am rupt și cu trecutul și cu tot. Mi-am dat seama că e o experiență foarte dificilă. Să schimb de limbă, să schimb de limbă la 20 de ani merge. Dar nu la 36 de ani, 37, e târziu. A fost pentru mine o experiență teribilă. Știi? Mi-am dat seama, eu credeam că știu perfect franțuiești. Cum de nu v-a demobilizat refacerea cărții în trei rânduri, amânarea publicării ei, vorba de presidiul de compoziție. Adică a fost un chin până ați văzut-o apărută. Aveați încredere în ce în carte? Ce v-a făcut să nu renunțați? Păi, nu, fiindcă nu voiam în niciun caz. Eu am scris de două sau de trei ori cantea, știți? De trei ori.
trei ori, da. Mi-am dat seama că limba franceză este exact lui contrar de limba românească. Limba românească nu are rigoare, limba românească e o limbă liberă, fără gramatică, toți gramea, mai știu ce. Și mi-am dat seama că am avut momente de disperare, asta nu e limba pentru mine, deci, nu e o chestie de temperament. Sunt debordant. Eu am făcut probleme pentru limba spaniolă. Mi-am pus mereu întrebarea, tot umblând prin viața dumneavoastră, mi-am spus că perioada asta, 40-45, până v-ați hotărât să treceți la altă limbă, da, trebuie că a fost o perioadă de cumpănă, în care m-am întrebat ce făceați în Paris, în anii războiului, când n-aveați nici perspectiva să deveniți un autor francez. Nu vă propuseseți asta. Nu știu, afară de Îndreptarul Pătimaș, care a fost o carte scurtă, ați lucrat-o în 5 ani de zile, care era psihologia? Aveați un complex de provincial? Aveați un orgoliu? Vă incita scena culturală franceză? Erați dominat de istorie? Evenimentele vă treceau în prim plan? Evenimentul cel mai important... Cum vă vedeați destinul? Nu-l vedeam. Nu știu. Eu știu ce-am făcut? M-am apucat să învăț limba engleză și urmam cursurile la Sorbona de engleză, dar în mod serios, înțelegi? Și am descoperit poezia engleză, care a fost pentru mine o revelație și care e cea mai mare poezie europeană, în tot cazul. Limba engleză, care e făcută de două limbi, înțelegi, absolut incompatibile, este o analogie cu limba românească, o dublă origine. Și asta are un sens, iată de ce. Limba engleză este o limbă poetică, după părerea mea, acord de origine dublă. Pentru România, aceeași chestie. Limba română este o limbă extraordinară, că nu poate fi comparată decât cu engleză, ca bogăție, mai știu ce. Da, o limbă care se pretează la poezie. Franceza nu. Însă, o dublă origine este idealul pentru o poezie. Mai întâi că poți să ai... este bogăția de limbă, însă este... cum să spun eu, latura misterioasă, care face cuvinte care sunt de altă familie și merg foarte bine împreună. Limba franceză este o limbă omogenă, ceea ce face că poezia franceză este limitată. Și ai fenomenul ăsta că bunura Biblia în franțuziște nu se poate citi. Nu se poate citi. După aceea, eu am două criterii pentru limba. Este Biblia, în special Vechiul Testament, Homer și Shakespeare. Ăștia, niciunul, nici Shakespeare, nici Vechiul nu te confanțulește numele. Fiindcă este limba prea omogenă. Și deci seacă, mai știu ce. Și e o limbă juridică, înțelegi? Și a fi poet în francez e un eroism, un lucru extraordinar, foarte, foarte dificil. Alors, eu m-am specializat în engleză și după aceea este evident că când m-am pus să scriu în franțuzește, am abandonat engleza. Asta e adevărul. Curios, m-am dedicat după război la limba franceză și mi-am spus, fiindcă e o chestie de temperament, temperamentul meu nu e compatibil avec limba franceză, însă mi-am dat seama că e o limbă în fond foarte grea, foarte grea și care e limitată și care vă civilizează într-o anumită, vă impune limite. Înțelegi? Nu poți fi nebun în franțuzește. În fine, excesul nu e posibil. Excesul e grotesc.
Și atunci eu am considerat că limba franceză este pentru mine un fel de disciplină impusă, fost iubire sa, cum se spune, și pentru mine a fost o camizolă de forță, am spus. Cum pui pe nebun și când așa, așa. Și a avut un, finalmente, un efect pozitiv asupra mea. Fiindcă nu poți exagera tot în franceză, ești limitat. Delirul nu-i acceptat. În tot cazul, am avut șansa să practic o limbă terapeutică. Da, e o incandescență dominantă. Da. Și după aceea mi-am dat seama că limba franceză este o limbă, cineva a spus, onet, un trișpa, în franceză. Escrocheia intelectuală nu-i ușoară. Încât pot să spun că rezultatul este pozitiv. Pentru mine, și pe plan psihologic și pe plan stilistic, e altă poveste asta, însă... Nu, știți ce vreau să aflu? N-a fost o surpriză să constatați ce ați devenit? Că încet, încet se acumulau, locul dumneavoastră devenea din ce în ce mai fixat în cultura franceză. Păi... Cel mai bun scriitor de limbă franceză, nu. Cel mai... Deci... Cum ați asimilat această nouă postură? Păi, e ca o ironie, e foarte greu de spus, însă... Adică privind din perspectiva Coastei Boacii, care e pentru noastră un punct de referință inițial. De la Coasta Boacii la chestia asta, realitatea este că este rezultatul unui efort. Asta e adevărat, știi, ca să simplificăm, un efort teribil, în fond. Tot asta m-a cursat mult, a fost un act de renunțare. Fiindcă să lupți împotriva temperamentului tău, scriind, nu e o chestie facilă. Însă, cum am spus, pentru echilibrul meu a fost capital. Absolut capital. Fiindcă mi-am dat seama că am ajuns să mă domin. Francezii scriu foarte negligent, înțelegi? E limba lor, în fond, ei nu mai cred în limba lor, înțelegi? Însă eu, ca metec, eu am luat foarte serios, știi, adică toate cărțile mele le-am scris cel puțin de două ori, cel puțin. Încât se paradoxul ăsta, știi, că un balcanic vine aici să face chestii de stil. Reușita și performanța extraordinară pe care ați avut-o, nu v-a amețit, n-aveați momente când nu vă venea să credeți? Nu, pentru că eu am lucrat din norocitele de cărți, m-a costat mult de forțe. Mi s-a părut. Da, și după aceea eu am debutul meu a fost, în realitate, un eșec, înțelegi? Primele trei sau patru cărți care le-am scris n-au avut decât un cerc de lector și i-am izolat în fond. Trebuie să spun, dacă se vorbește de mine acum, din ce cauză? În livru de poși, cărțile mele au fost lansate de studenți. Asta e adevărat. Păi dau un exemplu precis. Le silogiți de la Mertiung, niște... A doua carte. Scrisă în 51. A fost un eșec absolut. Absolut. Toată lumea spune, cum, domne, publici cărți de astea neserioase, mai știu ce... Și... Nu s-a vândut deloc, înțelegi, nicăieri. 10 ani după apariția cărții, a apărut în livru de poș și tinerii s-au precipitat. La sfârșitul războiului, această viață de marginal își atinge limita, activând resursele acelui orgoliu uriaș, care nu se poate naște decât pe fondul unei lungi perioade de anonimat, de umilință și de așteptare. Vreme de un an, stă câte 12 ore pe zi, asemeni unui funcționar tincios, la cafeneaua Flor, locul de întâlnire al intelectualității franceze. Sartre
se află adesea în preajmă. Totul seamănă cu o recunoaștere a terenului înainte de începerea bătăliei. În 1945, pariul cu sine este încheiat. Limba română este definitiv părăsită. Cioran le va arăta francezilor că poate scrie în franceză la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât ei. În timpul războiului, ultimul an, era foarte frig, era parizian, și mergeam la Saint-Germain de Pays, la un café, toată ziua petreceam acolo și aproape în fiecare zi am stat cu coincidență alături de Sartre, în cafenea, și niciodată n-am avut tentație să-i adresez la mult. Cu ce mare autor ați avut o întâlnire bună? Eu nu am cunoscut mare autor. Am cunoscut Michaud? Pe Michaud, da. Michaud, am fost prieten. Beckett? Da, da, da. Și am fost prieten. Dar unde v-ați întâlnit cu Beckett? În ce plan, vreau să spun? Cum a avut loc întâlnirea destul de ciudată? Păi nu, l-am întâlnit la un tip care acum e dușmanul meu, asta nu are importanță. Adică v-ați întâlnit prin o admirație reciprocă sau cum? Sau printr-o relație umană accidentală? Nu, nu, cinise chestii, anumite șuri de mine, mai știu ce, l-am cunoscut la un dinner, știi cum spune. Și am devenit foarte prieten cu el și cu soția lui. Și el m-a ajutat, știi? Financiar. Și am fost foarte prieten, însă eu l-am abandonat ultimii ani, fiindcă era bolnav și în definitivă, cum se spune, nu voiam să văd imaginea diminuată a lui, știi? Beckett, e dificil să-l definești. Pro Beckett, toată lumea sunt și la francezi special care voiau să brilieze, știi, formidabil. Și Beckett era un om tre simplu. Trebuia să fie tre direct și fără pretenții să lansezi paradoxuri. Iar ceea ce eu iubeam enorm la Beckett, ăsta care era în Franța de 25 de ani, avea impresia că a venit ieri. Nu l-a marcat deloc, n-a fost contaminat deloc de francezi, nici în bun, nici în rău, în sens rău. Deci avea impresia că a căzut din lună, nu știu. El credea că e puțin franțuzit, mai știu, dacă nu vorbea franțuzește, spunea, domnule, ăsta... E nemaipomenit fenomenul ăsta de non-contaminare, înțelegi? A rămas el integral anglosaxon, tot detestând pe englez, înțelegi? Și mie îmi plăcea mult chestia asta. Înțelegi? De aceea el nu mergea la saloane, se simțea rău în societate. N-avea nimic de brillant, înțelegi? La conversațion, cum să se... între două persoane numai, să fie, înțelegi? Avea un farmec extraordinar. Eu îl iubeam foarte mult. Michaud este altceva. Michaud era un tip expansiv. Și colosal de direct. Eu am fost foarte prieten cu el. Încât el voia să-mi lase opera lui, înțelegi? Ca eu să fiu proprietar. Și când a murit, amanta lui, îmi spune, nu suntem, ea spune, noi suntem moștenitori. Ea opera de artă și eu opera de artă. Și a spus, nu eu. Și realmente nu voiam să mă ocup, deși financiar era o chestie foarte importantă, dar nu voiam să am răspuns. Și a spus, nu eu, și ea a aranjat chestia cu un testament, nu știu cum am finanțat chestii. El era un tip foarte brillant, un tip plin de spirit și meșant, cum să zici. Îi plăcea să execute pe toată lumea, înțelegi? Și... Asta vă plăcea, cred. Îmi plăcea, da. Eu am fost foarte prieten cu ea. Și... ea, poate, scriitorul cel mai inteligent care l-am cunoscut aici, cel mai brillant, cel mai... însă,
foarte curios, cu un om super inteligent, înțelegi? Avea lături naive. Onoarea s-a apucat să scrie cărți, parcă științifice, asupra le drog, cum spune, la toate chestiile astea interzise, știi? Și eu am spus, te-ai scriitor, e poet, trebuie să scrii opere științifice, înțelegi? Asupra otrevurilor ăsta, știi? Au scris cărți întregi, nimeni nu le mai citește. Pentru mine a fost o mirare cum un om așa de deștept, îmi dă seama că face o prostie fără pereche. Cu Camus ați avut o întâlnire. Am permis să sipat bine pasă. Odată. Presiile de compoziție în prima carte. Și eu îl citisem și aveam un anumit respect pentru el, dar nu special. Pentru mine era de mâna a doua, însă un tip cinstit, însă mediocru, în fond. Și el a citit manuscrisul, presiile de compoziție. Și Galima și mi-a spus următorul lucru. Maintenant, il faut que vous entriez dans la circulation des idées. Oh, foutusement, moi, je suis là. Lui, il me donne des leçons. Vous comprenez qu'il avait lu... De culture d'envoisateur. De culture d'envoisateur. Je suis dit que je n'avais ni trace de culture philosophique. Je suis dit maintenant, il faut faire un effort pour entrer dans la circulation des idées, comme ça, comme un élève. Vreau să mă răzbun, era foarte, foarte umilitor pentru mine, înțelegi? Când spune să intru în circulația ideilor, ca și cum aș fi un debutant provincial, cum să, la superior, și voager, înțelegi? Nu e solen, dar la superior, cum spune așa, înțelegi? Maintenant, acum trebuie să intrați la circulația de idei, înțelegi? Eu citisem sunt toți câțiva mari filozofi, lecția, el avea o cultură de învățător, știi, celebru, enorm, spune, celebritate, enorm, inimaginabil, înțelegi, 200.000 de exemplare, să nu se poate imagina. Maintenant, se te vezi în la circulație de idei. Și cum v-ați răzbunat? Nu m-a răzbunat imediat, însă am reușit să Margaretul, de zanea apene, că nu mai pot să fiu considerat ca un discipl al lui Camus. Speriat de perspectiva de a vorbi în franceză cu unul dintre cei mai mari stiliști ai ei, l-am rugat pe Cioran ca în întrevederile noastre să folosim un idiom neutru, germana. Ne-am întâlnit deci și l-am cunoscut sub semnul acestei comedii lingvistice. În primele clipe nu mi-am dat seama cât de bine vorbea limba primelor lui lecturi filozofice, pentru că felul însuși de a vorbi era sacadat cu căutări și bâlbâieli ce păreau nesfârșite. În scurtă vreme, am distins în aceste modulații zvâcnite o grijă excesivă pentru alegerea cuvântului rar, pentru nuanța infinită pe care o oferă cunoscătorului verbul compus german. Jocul acesta mă fascina și o vreme am intrat cu bucurie în el. Ne plimbam în jardin de Luxemburg, era o zi plăcută de toamnă, crisparea primelor întâlniri dispăruse. Am simțit dintr-o dată nevoia să împărtășesc criza profesională în care mă aflam, oboseala pe care o încercam în fața ticurilor filozofiei înțelese ca meserie. Dar nimic din toate acestea nu se putea spune în termenii comediei pe care o jucam. Pe neașteptate am început să vorbesc în română, rugându-l ca măcar o vreme să renunțăm la travestiul nostru verbal. S-a oprit, m-a privit o clipă descumpănit și apoi, izbucnind dintr-o dată în râs, a început să înjure. Înjura râzând, înjura cu un aer șugubăț, înjura verificând parcă un repertoriu, înjura aproape în extaz,
înjura patetic. Țâșnind din miezul unei limbi autocenzurate cu înfrigurare, înjurătura lui Cioran devenise esențială. Scurtă părăsirea cămășii de forță și ficțiune a revenirii din exil. Am vorbit apoi preț de o oră în română, cu senzația comună, cred, că săvârșeam un ritual. La despărțire mi-a spus că în ziua aceea nu va mai putea scrie în franceză. Am înțeles atunci că îmi dăruise cealaltă identitate a lui. Domnule Cioran, uneori ați dat senzația că afectați o indiferență față de public, publicitate și succes. Ați refuzat toate premiile, aproape număr de 5, care vi s-au decernat de-a lungul a aproape 20 de ani. Cum explicați? E în primul rând vorba de o afectare, lumea uneori e înclinată să creadă așa, sau e vorba de o atitudine mai adâncă? Nu. Am fost dezgustat de spectacolul premiilor la Paris. Faptul că toți scriitorii făceau imposibil ca să aibă premii. Și mi-am dat seama de că ori accept toate premiile, ori niciun. Că m-a acceptat la început un premiu de nimic, pentru că e o sumă ridicolă. Premiul Rivarol. Bine, asta nu puteam să refuz. Era premiul pentru om. Că era prima carte și după aceea erau cei mai mari scriitori în comitetul de lectură, care a dat, toți bătrâni, mai știu ce, eu am complet necunoscut. Refuzul meu n-are niciun sens, era o băznicie, voi suma. Și premiul era insignificant, fără importanță. Însă, după aia, am cunoscut mai bine viața literară în Franța, am spus eu, un lucru profund neplăcut și compromițător pentru mine personal. Renunț la toate premiile care mi se dă și trebuie să mărturisesc că mi s-au oferit premii colosante importante financiarmente. Și în indigența materială în care vă aflați nu, fiindcă am luat hotărârea un moment dat pentru totdeauna. Spuneți-mi, asta nu e o formă de publicitate inversă? Nu, fiindcă... Refuzul nu produce rumoare? Păi eu nu, scorești. Eu am luat hotărârea de mult, în momentul în care am necunoscut. Eu nu puteam să... era imposibil și chiar... Înțelegi? E imposibil să zic, acum primesc sau schimb, ea hotărârea veche, eu nu accept premiu. Din același motiv n-ați acceptat nici interviuri, nici apariții la televiziune? Da. Sunteți considerat cel mai retractil autor de pe scena pariziană? Păi nu, dar ascultă, când treci la Paris și vezi spectacolul vieții literare, trebuie să iei o hotărâre, știi, ori faci totul pe ceva ceilalți, ori nimic. Credeți că un orgolios? Știu eu. De ce n-acceptă să fie filmat, să dea interviuri, să fie fotografiat pe de-o parte? E un joc de scenă, ca așa lui Noica, ca așa la Păltiniști. Păi Noica nu este un rafinat? Deci e puțin cabotin, credeți? Păi e o leacă de cabotinaj asta. La doi mari intelectuali, nu-i așa? Eu sunt așa de... Eu trăiesc atât de social și sunt atât de încadrat și simt nevoia vecinătății sociale atât de mult, încât sunt în stare să gândesc totdeauna într-un grup de oameni în cireadă. Eu trăiesc foarte social. Dimensiunea socialității n-a funcționat cu intensitatea cu care încerc eu să construiesc societatea umană în lumea normelor, nu-i așa? El n-a trăit neliniștea ctitorială de a clădi un stat de drept, adică de a mișca spiritul în lumea normelor. Nu-l interesează pe Cioran lumea normelor.
că nu o consideră esențială pentru lirismul lui. De ce? Pentru că e individualist sau de ce? Cred că este individualist. Dar asta nu e o simplă etichetă? Păi, nu este performanța unui om care... Păi este individualist de momentul ce trăiește cu o intensitate cosmică destinul lui personal. Asta se cheamă individualism. Să trăiește pe sine cu intensitate, și eu mă trăiesc pe mine, dar din când în când mă mai pun în paranteză. El nu se pune în paranteză niciodată. Fiecare frază e ca un fulger. Și arată o neliniște. În Franța, Pivot devii celeb în 24 de ore, înțelegi? Dar accepți o emisiune cu Pivot. Da, 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 da. De ce ați refuzat emisiunea cu Pivot, de pildă? Păi, am spus că am întâlnit pe Pivot și că cineva a făcut o intrigă, că eu am primit și m-a invitat cu el și a spus, nici nu-i vorba, n-am promis nimănui și i-am spus lui Pivot, zic, domnule, eu mă prim în fiecare zi în Luxemburg, în grădină. Dacă trec la dumneata, nu pot să mă mai duc, fiindcă toată lumea mă cunoaște. Asta e o... Dar nu e absolut falsă chestia și asta e un pretext, ca să... Dar nu trebuie să vă asumați și latura exterioară a operei dumneavoastră, orice operă e legată de public, orice public înseamnă publicitate. Da, asta s-o facă... Există niște ritualuri. Da, nu, nu, asta o face editor, nu eu. Înțelegi? Da. S-o facem, nu pot să vii cu marfa mea în stradă. Asta e... Nu? Și după aceea... la un moment dat când ești relativ cunoscut, nu te mai interesează că ești cunoscut de 10 persoane, de mai mult sau mai puțin, sau toate chestiile astea. Refuzul onorurilor, al publicității, al consacrării de orice gen. Și aici, aceeași rigoare în administrarea capitalului de autenticitate, ca și în cazul modestiei materiale asumate. În 1987, Figaro Magazine îl prezintă pe Cioran ca pe cel mai clandestin dintre filozofi, ca pe celebrul necunoscut. Numele lui Cioran este aureolat de prestigiul depărtării. Personajul se ascunde, opera se apără. În Germania este numit ein Geheimtyp für Kenner, un tip secret pentru conesori, și întrucât, cel puțin în Franța, refuză în genere interviurile și orice apariție la televiziune, publicul francez nu știe despre el mai mult decât se poate afla de pe coperta a patra a cărților sale, în speță că a venit în 1937 la Paris cu o bursă a Institutului francez. Pe acest teren al vagului proliferează legenda, dar deopotrivă inexactități biografice de tot soiul. Un ziar elvețian scria, cu câțiva ani în urmă, că Cioran s-a născut în 1901 și că este fiul unui baron maghiar. Susan Sontag, care în 1967 scrisese primul studiu important despre gândirea lui Cioran, afirmă că acesta n-a scris niciodată un cuvânt în limba română. De-abia în 1981, publicul francez află că în momentul venirii sale în Franța, Cioran avea deja, în urma sa, o importantă operă în limba română. În sfârșit, nu de mult, un ziar american își informa publicul că Cioran s-a sinucis
în apartamentul său din Rue de l'Odéon. Marilor reproșuri care vi s-au făcut. Da. În permanență se constată un mod paradoxal, o inadvertență între ceea ce scrieți și ceea ce faceți. Vi se reproșează că ați teoretizat sinuciderea și nu ați făcut-o. Asta este cel mai vulgar contraargument care vi s-a dat. Că ați calomniat viața, dar că aveți o grijă exagerată față de propria noastră sănătate. Și așa mai departe. Dar eu vreau să spun imediat. Ce puteți să răspundeți la aceste... Singura, cum să spun eu, după părerea mea, singura modalitate sigură de, cum să spun eu, de a suporta viața este obsesia sinuciderii. Adică ai sentimentul că... Și toată viața mea a fost chestia asta, că m-a ajutat enorm. Poți să sinucizi când vrei. Eu am cunoscut destul de multă lume care vrea să sinucidă, știți, la Paris, și un fel. Și... Da, tentație. Mi-am aduc aminte, s-a petrecut acum câțiva ani, era un tip tânăr, relativ tânăr, și citise lucrurile astea se sinucide că le-am scris și a venit să mă vadă. Și a venit să mă vadă și ne-am plimbat în jurul Luxemburgului 3 ore de zile, 3 ore. Și am vorbit să se sinucide și am spus sinucidea, ideea de sinucidere face viața suportabilă. Și este deci o idee pozitivă. Fiindcă ai conștiința unui refugiu suprem. Nu ești nu ești o victimă. Poți dispui de chestia asta. Și ideea de sinucidere este o idee pozitivă, nu e negativă. Încât, zic, dumneata, e un om de 26 de ani, un funcționar foarte capabil și câștiga foarte bine viața. Zic, dumneata, n-ai nevoie să sinucizi, însă ai nevoie de ideea sinucidă. Fiindcă dumneata trebuie să fii conștient că ești stăpân pe viață. Înțelegi, încât suportă cât poți să suporți. Și dacă ideea de sinucidere nu vă mai ajută, sinucideți-vă. Asta e raționamentul. Și 3 ore am în jurul Luxemburgului. Era seara, știți? După aceea l-am pierdut din vedere, nu l-am mai văzut. Și l-am întâlnit după aia, 2-3 ani la zi, și zice, am urmat sfatul unei tale și zice, uite că sunt încă în viață. Zic, perfect, continuă. Fără ideea de sinucidere nu se poate trăi. Asta e teoria mea, că eu cred, adevărată. Și care este o idee pozitivă, în fond. Nu este... Foarte puțin oameni s-au sinucis, în afară de verte, de conștiință, cu ideea de sinucide, este o certitudine. Înțelegi? Și nu trebuie să vă spun altă chestie. An de zile am cunoscut un tip care a venit să mă vadă, era funcționa la poștă. Tip foarte mare, însă cam nebun. Și vedea din când în când să mă vadă și era prima obsedat de sinucidere. Îmi spune, eu de altfel am încercat să mă sinucid și am văzut că picioarele mele sunt murdare.
și... Ce rost are chestia asta? Zice, mi-am dat seama că nu pot să mă sinucid cu picioarele murdare. Zic, asta, ce, poate să, ce importanță poate să are pentru matale chestia că sunt murdare sau nu? A, zice, în niciun caz nu mă sinucid cu picioarele murdare. Și de aici tot o discuție s-a sinucit după aceea în ultima vreme, adică murdare sau nu. Dar chestia asta m-a părut atât de extraordinar, înțelegi? El avea toate rațiunile ca să o omoare, știi, înțelegi? Tot ce m-a povestit din viața lui și tot ce făcea. Și îmi spune, era cât pacit, când era să spânzure, știi? Și când m-a văzut picioarele murdare, zice, nu pot să mă spun. Spuneți-mi, credeți că felul lui Cioran de a scrie și de a vedea lumea îi ajută pe ceilalți sau le face rău? Nu îi poate ajuta. Păi scepticii n-ajută și pesimiștii pe nimeni. Pesimiștii poate să semnifice neliniști și să producă în contemplatori, în cei care îi consumă, rafinament. Că e adevărat că numai pesimiștii sunt rafinați. Optimiștii sunt cam plăvani de obicei. Sperăm că România o să supraviețuiască. Toți sperăm să dea Dumnezeu. Credem în Dumnezeu și poate că aceasta o să ne ajute. Deși Dumnezeu n-a prea fost, cum să spun, destul de atent. A fost în timpul Revoluției. Trebuie să știți că este un lucru care, dacă nu v-a ajuns la urechi, a fost un miracol, trebuie să vă... Da. Înainte cu câteva zile de Revoluție la București, a fost o temperatură și o iarnă îngrozitoare. A fost minus 17, minus 20 de grade. Dacă ar fi fost această temperatură, Revoluția ar fi izbândit mult mai greu. În schimb, cu două, trei zile înainte, s-a făcut o căldură neverosimilă până în decembrie, până la 12 grade plus. Cât a până în 26, dacă nu mă înșel, imediat după Crăciun, a fost căldura asta. Și în formă a nins o jumătate de metru și Dumnezeu a făcut acolo o pauză în iarnă și a lăsat loc. A făcut un efort. Da. Să spun, dacă nu se întâmpla chestia asta în România cu Revoluția, România era cea mai disprețuită țară din Europa. Nu, aici, la Paris, pentru noi români, viața a devenit imposibil. Cum doamne toate țările s-a afirmat, dar românii nu fac nimeni, nu mai înțelegi. Deci, a fost indispensabil, înțelegi. Ați văzut statuia lui Lenin care a fost dată jos? Am văzut. Cineva a avut ideea ca acest film să se încheie cu dumneavoastră urcat pe socul acela pe care a stat Lenin 40 de ani în România. Nu-mi convine, așa? Pentru că nu sunt orgolios. Și să știți un lucru, eu trăiesc
Poate că și Cioran, într-un fel, aici mă potrivesc cu lirismul lui, acea formulă de limitatio Christi. Mă rog, nemții spun că e Thomas a Kempis, iar francuzii Gerson, cancelar al Sorbonei. E anonimă, da. Dar e o carte măreață asta. Spune acolo, să te autodisprețuiești zilnic, pentru ca în golul lăsat în tine să poată intra Dumnezeu. Așa trăiesc. Bine, eu nu v-am vorbit de socul acelei statui decât ca o imensă ca formă o, de... Ca o metaforă. Da. Nu, m-am gândit... Ca o imagine. Vă spun, cineva propunea o scenă finală a acestui film. Dumneavoastră zvorcați să spuneți ce vorbe ați spune de pe acel soclu. Ați avea ceva de spus? Istorii lui Lenin? Păi aș avea ceva de spus? Că ceea ce îmi place la Lenin e că e falimentar, așa cum sunt și eu.